Bă, nu știu cine pula mea zicea că am uitat. Descartes, parcă. Dacă secolul 21 nu va fi religios, nu va fi deloc. Băi, s-a îndeplinit dorința. E religios. Dar e prost. Secolul 20, cât de cât avem oameni mai educați. Eu vorbesc pe plan global, mă ușor pe educați. Acum e mișto că avem educați. Eu sunt fericit. De ce? Văd prostia pe diferite ei. Bomba atomică e de căcat. Uite, am văzut un copil mort. Băi, cât de prost aș fi eu la capul ăla mea. N-am educație, nu știu termeni medicali. Văd copil care a murit în brațele la doctor. Era un doctor la Boston. Erau de aia de-n vasul lui, moldoveni de-aia proști, dar sunt și moldoveni deștepți. Uite, Eminescu a fost un moldovean deștept, Ion Creangă, etc. Blahuță, alea. Da, bă. Eu sunt prost, da? Sunt analfabet. Că avem, suntem pe primul loc. Number one la analfabeți în Europa. Dacă aș fi în locul european, nu mă dar pe mine pulă de voi. Când învățați să scrieți, după aia vorbiți. Deci, văd eu că copilul are diaree. Na, prima zi zic că e de la laptele de la mamă, poate am dat și ceai, n-am știut eu cum să fac. Eu ca tată, analfabet, zic, bă, laptele cu apă dă căcat de la moale. Dar ce se dă aia? De ce? În cucamă că e acolo. În sfârșit, hai să zicem. Dar dacă mai durează, băi, în pula mea, eu sunt omatul, da? Eu când am diaree, mă doare burta, da? Nu mă gândesc la micuțul ăla. Până ce trece? Eu știu, n-am avut diaree la viața mea, pula mea, când o fut pe aia? Să zicem că o fut la 30 de ani, 20 ceva, nu știu, mi-a zis de părit. Dar ăia mâncau mâncare stricată sau nu știu pula. Erau morți de veți. Că era și frate. Bona. Bă, una e stomacul de copil, altă e de matur. Dar îți dai seama, doare burta alea. Tu nu știi pula mea termen medical că se deshidratează copilul, se face o chestie la nivel celular și tisular de căcat, se fac sărurile prea concentrate și nu e bine. Și după aia pula. Înseamnă ceva morbid. Adică exitus. Ca să vorbim așa, să nu știi ce înseamnă. Adică dă ortul, bă, prostule. După aia plânge. Bocește acolo. Eu, mi-ar fi rușine să mă duc la mormântul la copilul. Nu, dar nu știu ce știu. Cât de puțin de aia. Du-te, bă, fă-te pelerin. Fiate la anul, fiate că iar vie Dimitrie cel nou. Mai ales că e în perioada când pula mea ți-a murit copilul. Te duci pelerin la ăla și te rogi pentru sănătate. Roagă-te, mă, în pula mea să fii mai atent. Ce pula mea? Feți copii? Băi, în pula mea, băi, există unul, unul, doi, cât de cretin ai fi. Dacă ți se pare, băi, copilul ăla sigur plângea, că îl durea burta. Bă, copilul, ce știu și eu din băbăciuni? Tu n-ai băbăciuni pe acolo. Eu știu și din mai multe chestii, din multe cărți. Copilul plânge, bebelușul. E frig? E foame? Sau are vreo boală? De-aia plânge. E un sistemul lui de alarmă. Băi, aveți grijă de mine. Tu ce faci? Încep să-l iei la bătaie? Ești cretin? Ești creștin? A? Cred că ești creștin, nu? Du-te la anul, la Sfântul Dimitrie cel Nou, să-ți ierti ce ai greșit și să te rogi pentru sănătate. Să ai sănătate, să bagi mai multă drojdie în tine. Deci dacă bagi drojdie, ce produci? Eu barem produc poezie și alte caterici și alte căcaturi și invenții. Cam din ce, bă, din zeama asta, din capul meu. Dar tu nu-ți dai seama, băi. Du-te și roagă-te, fă-te pelerin. Ia-ți o pelerină de-aia ca nu. O mantie de-aia. Ia-ți o cruce mare pe piept. Ca cavalerii. Ca cavalerii, că tu ești ca cavaler. Dar la Teutor, că ai zis părinții, înseamnă că are și tata. Adu-o și pe aia în pula mea cu o năframă de-aia urâta.
Și zice, ne-a murit copilul, vă filmează ăștia la anul. Și zice, ce e cu ăștia? Le-a murit copilul anul trecut. Și autoritățile, ce pula mea să facă? Nu-i bagă la pârna aia. Îi bagă pe neglijență, s-ar putea să le ridice copilul, dar nu este prea bine. Nu îi le ridică copilul ăsta. Că aia o să aibă grijă. Și ăștia bagă drojdie și după aia bagă cruci. Și duceți-vă pelerin, băi! Vă înțelegeți bine cu ăia, pentru sănătate. Iau la descoperit pe Dumnezeu când era bolnavă. Făi, medicii te-a făcut sănătoasă. Dar nu poate să te facă sănătoasă la cap. Asta e și chestie, credința e și chestie de discernământ. Dumnezeu e Dumnezeu. E peste tot oriunde și nici cât și cumva. Dumnezeu nu înseamnă moarte, înseamnă viață. Dar nu-ți poate-ți da mai mult. El nu-ți cere mai mult decât ai tu aici. Te lasă în pula mea să baci. Și eu fac caterincă de tine și bag un mesaj satanist. Pentru ce vă rugați la Dumnezeu? Mă rog pentru pula mea. Și de ce faceți așa? Așa îmi place mie să arăt pula, că e groasă și mare. De cât aveți pula? Când mi-a dat-o Dumnezeu, de 18 centimetri.